Sunt Iana Novac și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Salutare, salutare, prietenii mei matinali! Ce faceți? Cum sunteți la această oră matinală? Eu vă dau întâlnire la o nouă ediție cu Mădălina Mitu, ca de fiecare dată, cu începere de la 7:15 și am revenit cu mare drag la Clinica Pasindora, unde astăzi vom continua să cunoaștem medici, profesioniști și să le aflăm poveștile de viață. Sunt tare curioasă să aflăm ce ne vor povesti și ce ne vor sfătui, așa că rămâneți cu noi până la final, nu veți regreta. Să aflăm vibrația zilei, avem noroc în dragoste, în sănătate și în bani, știți vorba aceea mea, de ca de fiecare dată vă prezint, dar eu am așa o zicală. Pentru bani trebuie să muncim, pentru dragoste trebuie să luptăm și pentru sănătate trebuie să avem grijă de ea, să facem sport, să facem mișcare și mai cu seamă să mâncăm sănătos, că altfel n-avem cum. Și despre sănătate tot astăzi vom vorbi, dar despre sănătatea dinților alături de medici, profesioniști de la Clinica Pasindora. Imediat după horoscopul prezentat de Lili Suciu vom cunoaște primul medic, să vedem cu cine vom avea de-a face. Berbec. Pentru berbeci, bune întâlniri și bune cooperări cu colegii sau persoanele de la lucru și cu un câștig financiar se arată, în niciun caz, pagubă, ceea ce este foarte bine. Taur. Astăzi taurii au o zi aducătoare de idei sclipitoare, profesionale chiar ingenioase, soluții noi, dar și un lucru bun cu noua tehnologie sau instrumentele noi de lucru. Gemeni. Acești nativi se concentrează astăzi la ce au de făcut. Bine ar fi să nu fie distrași și să își vadă de treaba lor. Așa obțin rezultate. Îi sfătuiesc astrele. Rac. Pentru raci, ziua de astăzi este aducătoare de contacte foarte bune, noi cunoștințe cu persoane de la care culeg ceva sau primesc niște sfaturi bune pentru lucrurile pe care le au de făcut acum, mai ales dacă implică acte. Leu. Leii pot fi glorioși astăzi, câștigă faimă sau o reputație bună. Se evidențiază prin experiență profesională și sfaturile bune pe care le dau celor din jur. Fecioară. Astăzi fecioarele au o zi aducătoare de inspirație. Pot primi un act sau pot face niște diligențe, niște demersuri, contactează niște persoane, ajung mail-urile unde trebuie și sunt mulțumite de aceste căi ce se deschid. Balanță. Astăzi balanțele sunt discrete. Unele se ocupă mai mult de sănătate și pot obține niște rezultate foarte bune și răspunsuri asemenea. Altele sunt mai atente la mediul profesional și la o persoană cu care colaborează pentru a înțelege mai bine ce vrea, ce își dorește sau ce nu își dorește persoana respectivă. Scorpion. Pentru acești nativi, ziua este foarte socială, sunt populari, au întâlniri frumoase cu multe idei și multe piste pe care le pot urma. Poate nu este bine să aleagă deocamdată, ci doar să desfășoare un evantai de posibilități. Săgetător. Astăzi, nativii săgetători dau dovadă de autoritate venită din experiența lor profesională, deci trebuie să vorbească doar lucruri pe care le știu, le cunosc și pe care se bazează. Îi sfătuiesc astrele. Capricorn. Astăzi, capricornii au întâlniri din cele mai diverse, poate fi o ședință sau o discuție mai importantă, acolo unde se aduc argumente și se probează cu acte și sunt străluciți prin argumentele pe care le aduc. Sunt remarcați de superiori. Vărsător. Acești nativi sunt atenți mai mult la calitatea muncii cuiva. Poate urmăresc îndeaproape o persoană sau o instruiesc pentru a lucra bine și pentru a avea rezultate bune. Cooperare și în casă sau în cămin, privind confortul, se arată. Pești. O zi foarte bună pentru acești nativi sub aspectul relațiilor și colaborărilor. Pot găsi o persoană pe care să se bizuie, dar care și stimulează în același timp și scoate de la ei ce este mai bun. Așa că nu trebuie să se supere pe niște observații critice, dar care sunt foarte constructive în acest moment. Și, dragii mei telespectatori, nu puteam începe această ediție matinală dintr-un loc mai frumos decât cel din natură, alături de o domnișoară tare, frumoasă și simpatică și mai ales deșteaptă, Mara Dumitrașcu. Bună dimineața, cu drag, mă bucur tare mult să te cunosc, fără emoții, te rog frumos! Bună dimineața, Mădălina! Ce faci? Mă bucur să te văd! Ce faci, cum te simți în această dimineață? Și am eu o întrebare, cei de acasă o apreciază tare mult această întrebare. Cum îți începi tu o zi așa plină de energie și cu voie bună? Ziua mi-o încep de obicei făcând puțin de sport, așa mișcare acasă. Am o salteluță pe care fac yoga, deschid geamurile și mă relaxez așa un pic de stretching, mișcare și după aia mă pregătesc pentru lucru.
meditație așa, cu mintea, cu energia, cu universul, ne conectăm la el, să dăm randamente la locul de muncă și mai cu seamă să radiem noi ca persoane, să fim vesele și fericite, nu, Mara? Spune-mi puțin despre tine ca medic, ce implică această profesie, de când ai început, cum ai început? Sunt medic stomatolog de un an și jumătate, spre 2 ani de zile când am terminat facultatea. Sunt medic rezident la Stomatologie Generală în București. Mă plimb între Vâlcea și București. Nu este greu să faci naveta? Nu este greu, să știi, pentru că îmi place foarte mult la Vâlcea, este orașul meu natal. Aici m-am născut, aici am crescut până când am terminat liceul. Am plecat în București pentru facultate și am rămas acolo și după încă 2 ani de zile, până m-am întors la Vâlcea. Aici în Vâlcea am și pe mama mea și atunci este mult mai comod și mai ușor, să zic așa, da. Dar stau așa și mă întreb, și probabil și cei de acasă, de ce n-ai rămas tu la București, fiind tânără, frumoasă, toate fetele așa la o anumită vârstă vor distracție, vor să petreacă și acolo se știe că viața de noapte este perfectă. Așa este, viața pentru distracție și de noapte este perfectă în București, dar nu simțeam că nu am liniștea de care aș avea nevoie, atât pentru mine cât și pentru a-mi practica meseria cu liniște și cu energie. Din cauza asta am ales să mă întorc cumva acasă. Mai cred eu ceva, de ce ai mai ales tu să te întorci acasă? Vreau să le arăt celor de acasă. Ia uite ce avem noi aici, pe degețel. Mara, deci te-ai logodit și urmează cumva căsătoria, adică să păpăm sarmale cumva și eu nu știu? Da, urmează. Sunt logodită momentan. Cererea a avut loc anul trecut, în vară, în Sicilia, în Taormina. A fost foarte frumos, de poveste aș putea spune. Urmează și nunta, curând. Și vreau să te întreb, când te-a cerut, deci el este din Râmnicu Vâlcea, ca să fac eu așa legătura, cum, de ce te-ai mai întors tu la Râmnicu Vâlcea? Ca asta cu liniște, cu relaxare, că nu-ți place agitația, nu știu ce să zic, ia zi-mi. Nu, de fapt el este din București. Născut și crescut în București până la vârsta de 30 de ani, când a ales să vină în Vâlcea cu mine. Și ai să rămâi surprinsă, alegerea a fost mai mult a lui decât a mea, pentru că cu atât mai mult de 30 de ani fiind în București, știi care este viața de acolo și că este foarte mare agitație și dacă nu ești făcut pentru acel mediu, alegi să te retragi într-un loc mai verde și mai liniștit, unde lumea este mai calmă, traficul este la fel și el mai ok. Aerul mai respirabil, mai sănătos, deci te înțeleg perfect, eu și eu am vrut să fac acest pas și ca și tine și prietenul tău, la fel am renunțat pentru că aglomerația, agitația dă așa de furcă și nu sunt, sunt eu destul de agitată și de nu mă simt confortabil atunci când, eu știu, mai sunt și într-un loc unde traficul este infernal și îmi simt așa viața în pericol, clar n-am ce căuta acolo, vreau liniște, vreau să, nu știu, ca anii să treacă frumos, să treacă liniștiți, să mă ocup și de mine și de muncă în liniște și atunci de ce să ne mai complicăm viața cu lucruri care pot fi evitate? Nu? N-am dreptate? Ia uite, fac și rimă. Mara, hai să povestim puțin. Deci, de cât timp ai venit să lucrezi cu clinica Pasindora și de ce ai făcut această mutare? Sunt, cred, deja aproape 3 luni de zile de când sunt colaboratoare cu clinica Pasindora. De obicei încerc să mă înconjur și să știi că mi-iese de oameni frumoși și frumoși atât ca trup cât și ca suflet, profesie și tot ceea ce desfășoară ei în viața lor de zi cu zi. Asta am făcut și prin a avea colaborarea cu clinica Pasindora, cunoscând-o pe Dana, care este un om minunat și vreau să mă dezvolt așa în fiecare zi, cu fiecare pacient în parte, să-mi dezvolt abilitățile mele care cred că sunt bune. Mă uit la tine și ai un zâmbet așa impecabil, ca și de altfel așa și trebuie să fie un medic. Dar era vorba aceea că cizmarul are cizma ruptă, croitorul haina ruptă, dar uite că medicul are o dantură perfectă. Mara, spune-mi puțin de partea aceasta a ta, având în vedere că ai început să colaborezi cu clinica Pasindora, ce așteptări ai tu de la această frumoasă colaborare pe care ai început-o să o ai cu ei în urmă cu trei luni?
Să știi că așteptările mele se îndeplinesc pe zi ce trece, tocmai cum spuneam, să-mi dezvolt abilitățile și profesionalismul, să fiu cât mai bună în domeniul pe care îl practic, să am grijă de pacienți, de dinții pacienților, să fie mulțumiți și cam ăsta este scopul meu, să fiu un medic stomatolog așa cum toată lumea își dorește și cum ar trebui să fie. Ce simți așa când vine un pacient la tine și spune, doamna doctor, mă doare măseaua, nu mai pot de durere, dar mi-este frică de medicul stomatolog. Cum îl calmezi și cum faci să-i explici și să-l liniștești și mai cu seamă să-i rezolvi acea problemă dentară? Să știi că eu nu știu ce înseamnă durerea dentară, pentru că, așa cum ai spus și tu, dantura mea este foarte în regulă și nu am avut niciodată probleme cu dinții, dar pot să înțeleg și știu din ce am învățat că sunt niște dureri care nu sunt neapărat plăcute și de unii chiar nu sunt tolerabile. Le explic că lucrurile se rezolvă, că totul va fi bine, să aibă încredere și totul este în regulă. Exact. Tehnologia este mult mai performantă la noi în clinică, cum știi și tu, știu și cei de acasă. Tehnologia este de ultimă generație, fiind o clinică nouă și noi punctăm foarte mult pe faptul acesta ca pacientul să nu aibă durere. Sau frică, da. Am înțeles. Tu rezolvi, ca să vorbim puțin despre acest domeniu al tău ca medic stomatolog generalist, am zis bine, ce probleme rezolvi tu dentare la pacienți? Probleme de profilaxie, odontoterapie, acestea sunt domeniile în care activez eu în stomatologie, endodonție, protetică, în funcție de caz. Mai exact așa pe înțelesul tuturor celor care ne urmăresc, că nu știu toți acești termeni medicali, ce reprezintă? Profilaxia se ocupă cu igienizarea dinților, da? Deci tot ce ține de pachetul de igienizare, de tartraj, periaj, airflow, da? În funcție de caz, de fiecare pacient ce are nevoie. Odontoterapia se ocupă cu cariile, care este cea mai frecventă și cea mai comună, da, afecțiune în rândul oamenilor. Endodonția se ocupă cu tratamentul dentar al dinților. Protetica se ocupă cu, știți, coroane de acoperire, de înveliș, fațete. Foarte frumos domeniul tău, deci mai puțin așa cu sângele, să înțeleg, Mara. Bun, hai să vorbim acum și puțin de partea aceasta ta de dezvoltare personală și anume, mi-ai spus că îți place să faci sport dimineața când te trezești. Când ai o zi așa grea și încărcată și cu probleme și cu, eu știu, mai te mai supără și iubitul și nu știu ce, ce faci tu ca să te relaxezi și să treacă ziua frumos? Muzica, să știi că mă relaxează foarte tare. Muzica, dansul, plimbările în natură, uite exact cum este aici, știi? Să cânte păsărelele, să mă plimb, să mă încarc cu energie. O vizitezi, îți place așa să călătorești mai mult în străinătate sau în țara noastră? În străinătate, să știi. Da, de obicei aleg să plec din țară. Ai așa o țară preferată, nu știu. Da, aș putea să spun că din destinațiile în care am fost deja, Bali, Indonezia, este locul meu preferat și pe locul 2 America. Bă, ce frumos și dacă mi-ai ridicat așa mingea la fileu, ce te-a impresionat și ți-a rămas așa în suflet și în minte și mai ales la cultura asta diversificată a lor, pentru că este foarte diferită de a noastră, ce te-a marcat așa frumos în sensul bun al cuvântului? Mâncarea. Cum că mâncarea la americani este îngrozitoare? Toată lumea spunea că mie îmi place. Îți place tipul acesta de fast food? Da. Din păcate, tu, nu știu dacă se vede sau nu, dar să știi că nu mănânc foarte sănătos. Am noroc că probabil așa este organismul. Dar da, mâncarea îmi place foarte mult în America. Îmi place și felul lor de a fi și stilul lor de viață, pentru că sunt mult mai libertini, mai deschiși în gândire, nu au concepții, preconcepții, sunt mult mai ok decât noi.
Da, apropo, la partea aceasta te aprob și te susțin, însă ți se pare normal, sunt open mind, sunt persoane deschise, sociabile, însă sunt pe genul acela de robotică, adică gen muncă, casă, muncă, casă, nu prea știu altceva să facă, mănâncă mai mult la restaurant pentru că nici timpul nu le permite să gătească și de aceea preferă ei fast food-ul, așa că îți place genul acesta, nu știu. Și asta, să știi că cu mâncatul la restaurant mie îmi place, eu sincer nu gătesc. Se și relaxează, să știi. Am întâlnit persoane care aveau program, mergeau dimineața la muncă, după amiaza la plajă, ieșeau cu copii, se plimbau. Adică dacă știi să-ți organizezi puțin timpul, cred că în orice loc ai fi, în orice țară și în orice domeniu ai activa, poți să-ți faci puțin timp și pentru tine, pentru familie și pentru liniștea ta. Așa este într-adevăr și Mara, două întrebări mai am pentru tine. Dacă ai da așa timpul înapoi și ai revenit la copilărie, este ceva care ți-ai dori să schimbi la traiectoria ta? Nu, nu. Am ales întotdeauna tot ce mi-a plăcut și ce mi-am dorit să fac. Într-adevăr, ca toată lumea, greșim în viață, dar fiecare... greșeală am luat-o ca pe o experiență din care întotdeauna am învățat și de la persoanele nepotrivite care poate la un moment dat mi-au ajuns în cale și au intrat în viața mea, nu am regretat niciodată și întotdeauna am apreciat faptul că învăț de la fiecare persoană în parte și din fiecare experiență care mi se întâmplă. Foarte frumos precizat și spus. Uite, vine și un prieten către noi, poate îl întâmpină așa Andrei. Cred că este un cățel de vânătoare, dacă nu mă înșel. Sau nu? A? Ce zici mai Andrei? Bună dimineața și ție. Și ultima întrebare, Mara. Peste 5, aproximativ 10 ani, unde te vezi tu și ce vrei să faci în continuare? Și chiar și în viața personală. Peste 5 ani, în viața profesională, mă văd excelând și să fie din ce în ce mai bine. Viața personală îmi doresc familie și am anumite targeturi pe care vreau eu să le ating la un moment dat, ca toată lumea. Foarte frumos, Mara, îți mulțumesc frumos pentru acest interviu fabulos. Îți doresc succes, să excelezi și să ajungi acolo unde îți dorești, atât în viața profesională cât și în cea personală. Și să ne revedem din nou la o ediție matinală. Ai văzut că n-a fost atât de greu? Cum ți s-a părut? Foarte bine, să știi. Ești și tu foarte, foarte ok. Și mi-a plăcut să stau de vorbă cu tine. Chiar m-am simțit ca la o terasă unde stăm de vorbă ca două prietene, exact, da. Mi-a făcut plăcere să fiți astăzi cu mine, cu noi aici la Pasindora. Îți mulțumim din suflet pentru acest interviu fabulos. Sper că și dumneavoastră v-a plăcut matinalii mei, așa că o să continuăm. Dragii mei telespectatori, am schimbat cadrul, însă în aceeași notă de veselie și de bucurie pentru dumneavoastră în atenția, vă facem cunoștință cu un alt medic de aici de la Pasindora, Raluca Dumitru. Bună dimineața, Raluca! Mă bucur tare mult să te cunosc! Te rog din suflet, fără emoții, trage mai în piept, eu îmi fac treaba foarte bine și tu la fel și știu că o să-ți dau o stare așa de veselie în această dimineață. Bună dimineața tuturor, îmi pare foarte bine să te cunosc. Eu sunt Raluca Dumitru, sunt medic la Pasindora chiar de la început, din octombrie. Vreau să-mi spui și specializarea ta. Medic specialist, chirurgie dento-alveolară. Și ce presupune acest domeniu, Raluca? Presupune întreaga chirurgie care se ocupă de cavitatea orală, să zic așa. Extracții complicate, extracții de molar de minte, implanturi simple, complexe, excizie de diferite formațiuni, mai multe. Raluca, este dificilă această meserie pe care tu ți-ai ales-o? Acum cât timp? Mi-am ales meseria de stomatolog încă de când eram în clasa a șasea. Wow. Da, de mult, să zic așa, am tot fost prin lumea asta a stomatologiei datorită unor probleme pe care le aveam și pe care am vrut să le depășesc, după care mi-am dat seama că asta îmi doresc să urmez. În 2011 am început facultatea la Cluj-Napoca, urmând ca după facultate să-mi aleg o specializare care mi se potrivește. În 2017 am început specializarea, finalizând în 2020.
Am avut mai multe etape, așa m-am plimbat prin mai multe locuri, dar mi-a Unde mai exact? Pe la București, pe la Cluj. Și în străinătate? În străinătate nu am lucrat niciodată, doar diferite schimburi. Am hotărât să mă întorc la Vâlcea, fiind orașul meu natal. Și sperăm să fie o etapă cât mai productivă. Cu siguranță, Raluca, vreau să-mi spui ce reprezintă așa pentru tine medicina. Și eu am o întrebare în general, atunci când erai copil, nu știu părinții dacă ți-au adus aminte de această etapă și ai văzut, ți se taie acel moț și trebuie să iei de pe tavă anumite obiecte. Tu ce ai, ți-au povestit ai tăi ce ai luat de pe tavă? La mine cred că a lipsit etapa asta cu tava. Dar ei și-au dorit pentru tine să-ți însufle această meserie sau tu ți-ai dorit-o pur și simplu? Eu mi-am dorit-o și ei m-au susținut întru totul încă de la început și acum mă susțin și sunt alături de mine necondiționat. Ar fi chiar culmea să nu fim, cum să zic, fericiți cu asemenea fată, să fie mândri de tine și mai cu seamă, deci vreau să ne răspunzi la întrebarea aceasta, Raluca, ce reprezintă pentru tine medicina? Momentan reprezintă foarte mult, adică nu e numai jobul meu, mie îmi place foarte mult ceea ce fac și de asta mi-am ales, adică iubesc ceea ce fac, îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să-i cred că îi ajut, chiar dacă ei nu-și dau seama și zic, vai, durere, frică, dar trec peste toate sentimentele astea, toate anxietățile astea și își dau seama că noi chiar vrem să-i ajutăm, nu vrem să le facem niciun rău. Fix cum fac eu acum. Tu ai avut teamă de mine și frică de microfon și de cameră. Spunea la un moment dat, dragii mei matinali, Mădălina, îmi este teamă, îmi este frică. Lasă totul de la sine, Raluca, să curgă, o să fie foarte bine și uitați ce frumos vorbește, chiar nu are emoții. Nu știu de unde i-a venit ei această idee, domne, nu, că mai bine în cabinetul meu. Într-adevăr, este mai bine acolo la tine în cabinet pentru că faci o treabă foarte bună, Raluca. Și am așa mai multe curiozități despre tine. Ce simți atunci când vezi eu pacienții că zâmbesc și sunt împliniți de tot ce ai realizat la problemele lor? E un sentiment extraordinar să știi că ai adus un zâmbet pe fața omului din fața ta. Îi văd ca pe niște apropiați cu adevărat atunci când zâmbesc și mă iau în brațe. Mai ales când văd cât un copil că vine după ce i-am făcut o extracție și vai, vino să te iau în brațe. E un sentiment extraordinar și îți dă așa o împlinire, nu neapărat partea financiară e ceea ce contează, ci mulțumirile astea ale oamenilor. Dar tu când erai așa mic copil, ți era frică de medic, stomatolog când mergeai sau erai pe genul, gata, merg să mă joc, cum ar veni? Niciodată nu mi-a fost frică, de la 7 ani am tot mers la stomatolog, mergeam singură la un moment dat, nu mai venea nimeni cu mine. Și nu am avut niciodată teama asta de stomatolog. Consider că este insuflată mai mult de experiențele celorlalți decât de ale tale când ești copil. Ceilalți îți insuflă cumva frica asta de stomatolog, care nu e fondată deloc. Da, așa mai am o curiozitate, Raluca. Cum de nu ți-ai ales să fii medic, eu știu, neurolog sau ori de care medic? De ce ți-ai ales tu profesia aceasta? Ce te-a determinat? Ai avut așa un declic la când erai în clasa 6-a? De unde? Din cauza experiențelor pe care le-am avut cu diferite cabinete stomatologice, să zicem așa. Atunci nu-mi dădeam seama, dar tratamentele sunt de mai multe feluri, după ureche, după cunoștințe și am vrut să fiu unul din acei medici care face totul ca la carte. Ce să zic? Mi-am dorit foarte mult chestia asta și am realizat-o. Asta este foarte important. Ce părere ai de echipa Pasindora? De faptul că mergeți la foarte multe traininguri, de faptul că aveți parte de chestia asta de relaxare dimineața, faceți sport. Cum te simți? Echipa este extraordinară și evoluează pe zi ce trece. Vin oameni noi. Noi suntem din ce în ce mai uniți, chiar dacă fiecare suntem diferiți în felul nostru. Și este o echipă care se dezvoltă în continuu. Nu ne oprim aici.
Raluca, dar există, nu știu, povestea unui pacient care te-a marcat sau ți-a lăsat și a pus amprenta așa pe experiența ta și pe sufletul tău, nu știu? Da, sunt mai mulți pacienți, normal. Te atașezi fără să vrei de oamenii cu care lucrezi. Da, n-aș vrea să vorbesc acum despre unul anume, că sunt mai mulți. Dar nu e nimeni așa, nu știu, povestea lui care, sau a ei care, eu știu, a avut foarte mari probleme cu dantura și datorită ție a recăpătat din nou fericirea nu și zâmbet. Da, datorită mie, datorită întregii echipe. Suntem aici toți pe bucățica noastră, facem în așa fel să ajungem la un rezultat extraordinar. Da, sunt mai multe cazuri frumoase, transformări incredibile. Nu. Și asta este satisfacția ta cea mai mare când îi vezi că zâmbesc la final, nu? Exact, exact. Raluca, dar eu am o întrebare și este o întrebare ce majoritatea telespectatorilor o apreciază și o urmăresc. Și anume, uite, vreau să-l întreb și pe Andrei. Ce pasiune ai tu în timpul liber? Ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place foarte mult să merg în drumeții, pe munte mai ales. Îmi place să călătoresc extraordinar de mult, chiar în țară, în străinătate. Asta îmi place foarte mult. Shoppingul? Nu sunt chiar adepta shoppingului. Am înțeles. Iar partea aceasta, dacă spui că îți plac călătoriile, ai o țară preferată? Italia îmi place foarte mult. Ori mi se pare că oriunde ai merge, găsești așa un colțișor nemaipomenit. Am fost de mai multe ori și mă mai duc și anul ăsta. Ce o apreciezi? Ce-ți place acolo? E mâncarea. Și mâncarea, peisajele sunt extraordinare, apa turcoaz este extraordinară. Îmi place că în orice oraș ai merge, găsești altceva. E atât de diferită și o cultură extraordinară, frumusețe, eleganță, foarte frumos. Am curiozitatea asta, totuși, Raluca, ești tinerică. Văd că nu ești măritată, am întrebat-o și pe colega ta mai devreme. Ce te-a determinat să rămâi totuși la Râmnicu Vâlcea și nu te-ai mutat, eu știu, într-un alt oraș mai mare, într-o altă țară? Ce te-a făcut să rămâi aici? Majoritatea tinerilor știi că pleacă din oraș, dintr-un oraș mic. Eu sunt născută și crescută în Râmnicu Vâlcea. Dar totuși nu este una bună. Nu e asta un motiv. Am văzut posibilitatea orașului de a evolua. Îl văd ca pe un oraș cu mare potențial, da, exact. Am fost și prin alte orașe, nu m-am putut neapărat obișnui. Nu erau pe stilul meu de viață, să zicem. Și consider că aici mi-am găsit cumva liniștea de care aveam nevoie. Iar o altă întrebare așa, când ești tu acasă, nu știu, și îți faci ceva de mâncare, ești gospodină, îți place să gătești sau... Nu sunt cea mai mare gospodină. Dar mâncarea preferată trebuie să ai una. Chiar dacă nu o gătești tu, unde mergi la restaurant, să zicem? Ce îți place ție? Uite, mie îmi place foarte mult sushi, îmi place mâncarea chinezească. Ție ce îți place? Îmi place foarte mult mâncarea chinezească, exact. Și pastele. Te-am nimerit. Toate felurile. Și eu sunt ca tine, deci la sentimentul tău, îmi plac foarte mult și pastele, gătesc foarte mult, mă relaxez și mă bucur tare mult că, uite, am avut astăzi ocazia să te cunosc și pe tine și vom mai avea de-a lungul edițiilor matinale să mai cunoaștem alți medici de aici, de la Pasindora. Și ca o ultimă întrebare, Raluca, vreau să ne spui așa, pentru că a devenit o întrebare de moment, pe care cei de acasă care mă urmăresc foarte des și sunt fideli, cunosc această întrebare și vreau să ți-o adresez și ție. Și în felul următor, îți place să mergi pe barca, să te plimbi pe apă? Da, îmi place. Oh, perfect, mi-ai ridicat mingea la fileu. Și fii atentă, când arunci tu, nu știu, undița, să prindem un peștișor, și îl prinzi pe acela de aur și ți îndeplinește 3 dorințe, spune așa Raluca, vreau să ți îndeplinesc 3 dorințe. Care sunt acelea? Oh, e greu, nu m-am gândit niciodată la asta. Deci, Raluca, ești tânăr, trebuie să ai aspirații, vise, să-ți dorești multe de la viață. Îmi doresc să
fiu eu împăcată cu tot ceea ce fac. Parte de sănătate? Da, sănătate, atât pentru mine cât și pentru cei dragi. Și să călătoresc cât mai mult. Aoleu, mă așteptam să-mi spui și mie, Raluca, să am familie, copii mulți. Și astea pe parcurs. Nu este primordial pentru tine acest aspect momentan sau... Ba da, este un aspect foarte important, dar o să vină toate când, când e cazul. Nu grăbesc nimic. Acolo un prieten ceva? Acum nu există. Acum nu există, ce trist, a zis ea așa. Păi de ce mai era Luca, că e și frumoasă și deșteaptă. Toată, știi cum e partea aceasta să ai un medic lângă tine? Este o mândrie? Da, 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 se mai întâmplă și, și din astea. Cu siguranță o să ai noroc, sunt fel convinsă de asta, pentru că ai ți-ai ales și o profesie de viitor. Este o specializare care îți oferă siguranță, stabilitate și mai cu seamă așa o poziție socială foarte bună în lume. Eu îți doresc mult succes, Raluca, și vreau să te văd mai degajată data viitoare. Ai fost foarte bine și astăzi, însă cei de acasă să știi că sunt foarte îngăduitori, că mai fac și eu greșeli și nu mă critică. Mă accept așa cum sunt, cu bune și cu rele, pentru că așa este om, mai greșim, știi cum e, n-ai cum să le duci pe toate la bun final, așa că mă bucur tare mult că te-am cunoscut și pe tine și pe colega ta și mai avem ceva de final, rămâneți alături de noi pentru că nu s-a terminat. Vă pupăm, dar rămâneți cu noi! Și de final, o pacientă fericită de aici, de la Pasin Dora. Bună dimineața, cum te numești? Bună dimineața, Ștefania, mă numesc. Ștefania Ivan. Am reținut bine, da? Ștefania, ia spune-mi tu mie, de ce parte ai avut astăzi? Ce tratament? Ce ți s-a întâmplat? Ce probleme au fost rezolvate astăzi la tine? Noi astăzi am ajuns la finalul lucrării. A fost un proces mai lung, cu fațetare și cu rezolvarea și altor probleme. Și astăzi ne bucurăm de final. De un final spectaculos, aș putea spune eu, nu de alta, dar pe lângă dantura impecabilă de care ai parte, mă uit la tine și ai un machiaj foarte frumos, ce ți-a fost astăzi realizat aici în clinica Pasin Dora, pentru că schimbările sunt fabuloase atât la partea dentară cât și la partea de înfățișare. Vreau să-mi spui cum te simți. Ești mulțumită de rezultat? Minunat. Mă simt minunat și sunt foarte mulțumită de rezultat. Simți pe parcurs că vei ajunge exact unde îți dorești. Dar înainte, când aveai problemele acelea dentare, cum era? Erai tristă, nu zâmbeai? Cum te simțeai? Categoric, îți vine greu să faci orice, să vorbești, să îți rezolvi tot ce ai de rezolvat. Ești incomodat, ești limitat. Cât timp ai așteptat pentru această schimbare? Mai puțin decât credeam că voi aștepta. A durat mult mai puțin, a trecut mult mai repede decât credeam și mult mai ușor. A fost dureros? N-a fost dureros deloc. Nu a fost dureros. Spre uimirea mea și a tuturor, nu a fost dureros deloc. De clinica Pasin Dora, cum ai aflat? Bineînțeles că totul se află. Când e ceva bun, afli repede. Și am aflat destul de repede și mi-am și dorit să vin destul de repede. Am așteptat foarte mult până în momentul ăsta să găsesc locul potrivit și oamenii potriviți, pentru că un proces de natura asta e destul de greu și îți trebuie încredere și îți trebuie putere și curaj. Tu ești din Râmnicu Vâlcea sau vii din străinătate? Nu, de acasă. Ești de aici, de loc. Și s-a dus așa vorba de la prieteni sau de pe Facebook? Și prietenii, și Facebook-ul, și toate erau vizibile. Ai studiat așa puțin, ai analizat să vezi înainte să vii, cum a fost procesul acesta, să te hotărăști tu, să-ți iei inima în dinți, cum s-ar spune, a durat? N-a durat atât de mult, a apărut și am avut și dorința și ușor, ușor am luat și decizia. Vedeam tot timpul, vedeam și rezultate, prindeam încredere, vedeam câți medici buni vin, vedeam modul în care lucrează și a fost destul de ușor să decid că în sfârșit a apărut ceva care conferă încrederea. Deci clar, fără doar și poate, nu regreți această decizie. Poate regreți faptul că n-ai venit mai repede, nu? Sub nicio formă. Te-ai fi dorit să vii mai repede? Da, clar mi-aș fi dorit să vii mai repede. Este bine și așa și nu aș fi putut să merg în niciun alt loc și să fiu atât de mulțumită.
E vorba aceea, decât mai târziu, mai bine, decât niciodată, mai bine și acum, sau ceva de genul acesta. Draga mea, mă bucur mult că te-am cunoscut și că radiezi așa de fericire, se vede zâmbetul așa în toată splendoarea ta. Îți doresc multe zâmbete, asta înseamnă că îți doresc multă fericire și fără probleme dentare. Mulțumesc mult, asemenea. Hei, dragii mei, iată-ne aproape, ajungi la final, însă mi-aș dori tare mult să mai am așa o discuție cu dumneavoastră până închei această ediție matinală din acest hamac de aici, de la Clinica Pasindora. Și îmi trecea așa prin minte cât este de importantă odihna și relaxarea între pauze, atunci când munciți foarte mult, luați-vă un răgaz de 5 minute, mâncați și hidratați-vă, relaxați-vă și partea aceasta psihică, lăsați creierul să se odihnească, pentru că altfel nu veți da randamentele necesare la locul de muncă, așa cum și noi muncim foarte mult și avem nevoie de acea pauză. Uite, Andrei, vreau să zic să bei un suc, da, și o cafeluță, iar eu o apă plată, că țin așa la siluetă și nu-mi permit să beau suc, însă este important această pauză, așa cum vă spuneam. Ieșiți 5 minute, eu știu, dacă lucrați într-un birou, afară, în fața clădirii sau pe balconul clădirii, oriunde ați lucra, important este să vă luați o pauză, să vă relaxați și mai cu seamă să socializați în acest moment, pentru că ne pregătim să mergem la o altă filmare și înainte de toate am zis, Andrei, hai să tragem și noi un respiro de final cu ai mei matinali, ca să-i fac și rima dimineții. Vreau să vă spun că nu am uitat de dumneavoastră, vă salut pe toți cei care ne urmăriți în fiecare dimineață. Vă mulțumesc ca de fiecare dată și mă înclin în fața dumneavoastră, pentru că fără dumneavoastră noi nu am exista și mai cu seamă emisiunile noastre n-ar fi atât de vizionate și mi-am dat seama că suntem urmăriți în momentul când am avut foarte multe spectacole și am văzut că ați venit foarte mulți să faceți poze cu mine și să mă felicitați. Asta îmi dă bucuria vieții mele ca moderator, pentru că înseamnă că ceea ce fac, fac bine. Vreau să vă întreb așa, de final, vă așteptăm comentariile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Cum vă simțiți? Unde sunteți? Unde preconizați să mergeți în concediu vara aceasta și ce aveți în plan să faceți? Vă așteptăm comentariile dumneavoastră, mă bucur tare mult să le citesc, mă încarc de energie pozitivă. Și îmi dați și mie așa poate idei unde să mai filmez. Știți, la un moment dat că am făcut acel video pe Antena 3 Vâlcea și spuneam, dragii mei telespectatori, unde v-ați dori să mă vedeți să fac emisiuni frumoase pentru dumneavoastră din natură, de afară, de la obiective turistice, cascade, muzee, oriunde doriți dumneavoastră ca obiective sau, eu știu, la o stână să ne meargă bine, pentru că acolo oamenii sunt foarte primitori și calzi, cu bunătăți, cu de toate și îmi place tare mult să le aflu povestea lor de viață, cum au început, dacă a fost dificil, dacă este greu ceea ce fac. Însă astăzi, în ediția de astăzi, dacă n-ați urmărit-o, vă recomand să o reluați și să vă uitați, pentru că aveți parte de o ediție foarte frumoasă alături de oameni frumoși de aici, de la Clinica Pasindora. Am cunoscut doi medici de excepție, două fete foarte deștepte și frumoase și o pacientă foarte fericită, ce rezultatele problemelor pe care le-a avut au fost rezultate favorabile și mai cu seamă zâmbet perfect, așa cum trebuie să aibă parte toți pacienții care vin la Clinica Pasindora. Ca să închei așa de final, nu știu, îl întreb pe Andrei, al meu matinal, cât timp avem și dacă mai pot să vorbesc. El spune că mai pot să vorbesc, deci mai am de comentat cu dumneavoastră, dar ca de final așa vreau să vă spun că în viață trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, să întâmpinăm problemele dentare din timp, adică să veniți la control, pentru că dacă amânăm și amânăm, e posibil să se agraveze problemele și să dați și mai mulți bani și mai cu seamă să suportați mai multă durere. Deci veniți din timp, fără frică, aici o echipă de profesioniști vă așteaptă cu medici și asistente foarte bune și vă rezolvă orice problemă dentară pe care o aveți
fără nicio frică, fără nicio teamă, fără nicio durere. Pentru că știm cu toții, avem acea frică de medicul stomatolog de când eram copii, dar acum aparatura a avansat, este aparatură de ultimă tehnologie și cu siguranță nu veți avea parte de dureri și nimic altceva care să vă facă, eu știu, probleme la nivel dentar sau la nivel mental. Așa că veniți fără frică la Clinica Pasindora. Eu am fost Mădălina Mituca de fiecare dată pentru dumneavoastră cu începere de la 7:15 de luni până vineri. Să aveți grijă de dumneavoastră, de natura dumneavoastră și mai cu seamă de sănătate și, cum v-am spus la început, să aveți grijă de partea aceasta mentală și sufletească, să vă luați o pauză atunci când lucrați, pentru că este nevoie să vă încărcați cu energie pozitivă. Dacă aveți posibilitatea în natură, vă așteptăm în natură. Toate cele bune vă doresc! La revedere!